Hei, s-a dezbătut subiectul Luță în emisiune și s-a pus și poza domnului în care tot circulam printre și eu. Și eu chiar mă rugau foarte multe persoane să fac un vlog cu domnul din poză și să-l anunț ca și cum el ar fi Luță. Doamne, dar vă dați seama că dacă noi niciodată nu am publicat știri false, nici nu ne-am luat după toată lumea în care spuneau că au gen informație 100% reală și așa mai departe, dar amuzant a fost, de fapt n-a fost deloc amuzant faptul că Miruna încă o dată tot i-a încercat să-l facă pe Cosmin să se simtă vinovat că lui nu-i convine faptul că i-a mințit cu acest domn Luță. Ce să vă... Asta este poza care a apărut pe postul nostru. Am să încerc totuși să o blurez, să-i fac ceva, să nu se mai vadă domnul că nu e ok. Miruna a fost deranjată de... spunea că e tare curioasă doamna care a făcut postarea dacă e mai mișto decât domnul. Nu. Este alta, nu e ok că a vrut să păstreze petalele de trandafir de la domnul. Doi la mână, nu este ok că... A încercat tot, să-l facă tot pe Cosmin să se simtă vinovat că i-a mințit în legătură cu chestia asta când ar fi trebuit totuși să-și ceară iertare și așa mai departe. 3. Doamna Adriana a întrebat-o dacă este de la fostul, iar ea a spus că nu și acum când însă i-a adus aminte a încercat la fel să o întoarcă ca la Ploiești, ca să nu se prindă Bucureștiul despre ce vorbesc. Mie nu-mi plac lucrurile astea, niciodată nu mi-au plăcut lucrurile astea așa ascunse, femeile care, nu știu cum, încearcă să ambaleze ceva aiurea într-un ambalaj foarte frumos ca să se scoată. Dar atâta timp cât ei au rezolvat problema, asta e tot ce contează. Pe viitor ar fi recomandată mai multă sinceritate și mult mai multă înțelegere, pentru că chiar are lângă cine să fie sincer. Adică îl văd pe Cosmin, omul ăla care ar accepta foarte multe, care nu s-ar supăra din nimicuri, mai ales atunci când le spui la momentul potrivit și e sincer cu el. Din punctul meu de vedere, sincer vă spun, chiar nu merită să ascunzi chestii, pentru că Cosmin nu pare a fi genul de, nu știu, să se supere, să creeze vreo isterie de asta cum fac alții. Ai un bărbat mișto, comportă-te ca atare.